Ne-am întors la știri. Centrul Bulgariei se confruntă cu inundații de amploare. Pe parcursul nopții a plouat abundent, ceea ce a dus la umflarea râurilor și la scurt timp după aceea la inundații. Mai multe localități au rămas deja izolate, astfel că autoritățile bulgare pregătesc operațiuni de salvare. Mai multe localități din centrul Bulgariei au fost lovite de inundații de amploare generate de ploile torențiale de pe parcursul nopții. Râurile s-au umflat și cu până la 2 metri, iar în scurt timp au inundat mai multe sate, precum și orașul Bogdan. Un baraj a cedat sub presiunea apei, rețelele de alimentare cu energie electrică au fost pe alocuri distruse, iar mai multe poduri s-au prăbușit. Acest lucru a dus la izolarea mai multor oameni, printre care o femeie gravidă și o echipă de jurnaliști trimisă să facă un reportaj chiar despre inundații. Până la această oră nu au fost raportate victime, însă autoritățile bulgare pregătesc deja operațiuni de salvare în zonele afectate după ce au primit mai multe apeluri de ajutor. Inundațiile din Bulgaria vin la capătul unor câtorva luni secetoase, care a dus la secarea parțială sau totală a mai multor surse de apă.